dând mâncare la pui, da? La găini. Era o vorbă. Dând cu lopățica prin grădină, da? Între floricele. Am înțeles ceva referitor la chakre, a fost, da. Care, cum s-a schimbat, unde s-a schimbat. Dacă mi-aduc aminte, mai vorbim despre așa ceva. Dacă nu, e zi domino, da? Și ajunge la tine într-o zi, ai înțeles singură cum stă treaba. Bun, oricum înțelegi tu că e lumea ta, tu ți le... Dar așa, ca să... Bun, un pic ghidată. Bun, argintul e mai scump ca aurul devine, pentru că săritură cuantică și s-au schimbat puterile între aur și între argint. E divin, e aura altfel, e cumva ploaia aia care te cliruie, e argintie, nu e aurie. Da? S-a crezut, s-a vrut, da? Nu. E cumva schimbul între chakre, se întâmplă ceva, oricum chakra a doua, oranj, își dă puterea, libidou îi dă chakrei plexului solar, da? Chakra a treia, puterea, deci libidou din chakra a doua și sex on the beach, se mută în putere, puterea magului, e, da? E de nedescris ce se întâmplă. Cum era că călugării intrau în zi, se numește când nu faci sex nu știu cât timp, așa. E a magului, așa ceva, alchimizează, transformă energetic chakrele între ele, lămurește niște lucruri și se proiectează valoarea aurului, argintului, în așa fel. La un moment dat, cupru are o putere mai mare. Depinde ce lămurești tu în tine și proiecțiile devin într-un fel sau altul. Da? Referitor la argint era... Acum nu mi-aduc aminte. Vezi dacă nu sunt cu telefonul după mine întotdeauna. Să... Că uit. Nu uiți că se depune undeva și iese la suprafață. Bun. Nu, că auzeam acum despre aur, că s-a scumpit sau nu știu ce. Nu e despre asta. Se proiectează scumpirea și așa, dar argintul e un fel de... Știi cum? Înainte să-și piardă din valoare, asta era inflația sau economia, cum se făcea, am înțeles. Înainte să-și piardă valoarea un bun din... organismul statului, să zic așa, da? Să-și piardă valoarea, repede e scumpit. Ca porcul se îngrașă înainte de ajun în economie, da, rapid. Pe timpuri era și un fel de jăcmăneală, un fel de, da? Și acum se dezminte și lămurește când? Ieri, da? Sare acolo unde... Da, era ceva așa de frumos cu argintiu, cu argintul. A, rugina. Referitor la rugină. Am arătat fierul, da? Ce chakra a doua, deschiderea, culoarea oranj, e rugina, când ruginește fierul, da? Rugina. Înțelegi ce înseamnă chakra a doua, ce însemna și nu știai. Când ruginește ceva, trebuie să treacă un timp ca să ai permis la deschiderea chakrei a doua. Ca să ai permis la da? Un fel de majorat ca să se deschidă chakra a doua. De mici nu ai așa ceva. Înțelegi? Da? Ok. Ca și mag mai ales. Majoratul când e? La 60 de ani. Îți dai seama cum merge? Nu mai e ca în 3D. Chakra a doua de mic copil, hai să... Care? Hop, stop. Da? Ok. Și rugina, asta am văzut azi. E altfel, pentru că
depinde ce metal ruginește. Înțelegi ce tare fierul din organism, fierul pământului tău, care e mai de preț din metalele, alea mai simple, aramă, cupru, fier simplu, tăgădâm, da? Care fier ruginește și are culoarea ruginii, așa am și văzut-o, argintii cumva, ei, aia îi. Și chakra a doua, la, când se deschide, nu mai e portocalie. În 3D simulare era. E ruginie, argintie, e granny style, a părul de cărun, de înțelept, chakra a doua. Înțelegi unde e? Și se schimbă ele toate, între ele cumva se... Curcubeu asta înseamnă de a înțelege chemistry, alchimizarea înăuntru tău, a ce, din ce, cum, la chimie, care, cum a fost, ce am învățat eu. Minus 1 am avut. La chimie n-am avut minte nici de o culoare. Nici de o culoare de transformări chimice. Ok. Și vezi unde ești. Că le înțelegi, le... Da. E un fel de... când ai deschiderea la ceva ce nu știi, cineva ori ți l-a adus cadou divin, așa ceva, sertura cuantică, sau n-a venit după așa ceva și un fel de aia era cu suflete pierdute, corpuri pierdute și așa mai departe. Trist, dar adevărat, un fel de, da? Ca să înțelegi unde ești, de unde ai și să accepti și să mulțumești pentru darul divin din partea nu știi a cui și nu știi din ce cauză. Compasiune față de tine și față. Ok, acolo ești. Bun.